Cuțulache îl va urmări și mâine seară. Nu-l rata nici tu! Urmează povestea de seară pe canalul Minimax. Urmează publicitate. Ați urmărit publicitate. Urmează o recomandare. Când flăcăul sărac n-are nicio parachioară, pruncii se zmiorcăie, iar cariile se înfruptă din cotețul prăpădit, el n-are timp să trândăvească toată ziua pe divan. Dacă nu vrea să ceară de pomană, să vâneze prin tufișuri, să se facă hoț, să fure de mâncare, ori să ceară ajutorul babei Cloanța, atunci n-are decât să-și încerce norocul. Povești din folclorul maghiar. Azi, pe canalul Minimax. Hei, care-i treaba, Mimi? Lucrurile nu merg bine? Ceva dă greș tot timpul? Pun pariu că ai și acum un nou plan iscusit și totul se aranjează. Adică mai degrabă se dă peste cap și mai mult. Dar știu că tu ai numai intenții bune și până la urmă o să râdem din inimă de tot ce s-a întâmplat. Peripețiile lui Mimi. Mâine pe canalul Minimax. Uneori, dragostea apare la prima vedere. Atunci nu avem dubii, simțim. Simțim că el e cel pe care îl căutăm și de acum încolo nimic nu ne poate despărți. El e câinele nostru. Datorită unei mișcări secrete subterane, toate acestea nu mai sunt doar vise. Pound Puppies, un cățeluș pentru fiecare copil. Mâine, pe canalul Minimax. Râs împreună cu Pepa și familia ei. Râs de bulele de săpun. Râs de dinozaurul de jucărie. Râs de patinaj. Râs dacă plouă și râs dacă bate vântul, pentru că viața e veselă dacă poți râde de orice. Purcelușa Pepa. În fiecare zi pe canalul Minimax. Au sosit regii deșertului, Bac Vulturul, Popi Vulpea și Haci Hiena, care nu se sfiesc să recurgă la orice mijloace pentru a lua totul de la sărmanul Oscar, care se străduiește degeaba. Până la urmă, tot el trage ponoasele. Oaza lui Oscar, în fiecare zi pe canalul Minimax. Ați urmărit o recomandare.